ziua tuturor! Este de apreciat faptul că, iată, într-o zi atât de frumoasă de vară, sunteți prezenți într-un număr atât de mare pentru a participa la evenimentul pe care astăzi l-am pregătit. Sunteți peste 300 de participanți din 54 de instituții de învățământ și nu numai din județul Sălaj. Vă felicit pentru alegerea pe care ați făcut-o. Noi, Monica Pavel, profesor la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă și Bleu Silvaniei, și Daniel Stejerean, director al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică și Bleu Silvaniei, vă spunem bun venit la prima ediție a Conferinței Internaționale a Conferinței Internaționale Educația Tinerilor aflați în situații de risc, care, iată, se întâmplă la Șimleul Silvaniei. Evenimentul care astăzi este organizat de Primăria Orașului Șimleul Silvaniei, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, domnul Nacum Caț, antrenor israelian, și nu în ultimul rând Centrul Național pentru Informare și Promovare Turistică Șimleul Silvaniei. Și aici aș dori să aduc felicitări și mulțumiri tinerilor voluntari de la CNIPT, care, iată, azi sunt alături de noi și ne ajută pentru buna organizare și desfășurare a activităților. De asemenea, le mulțumim colegilor noștri Romeo Oltean pentru sonorizare, Mugur Teieru pentru filmări și poze și, de asemenea, colaboratorilor noștri Diandra pentru materialele video, materialele de promovare a evenimentului. Așadar, îl invit pe primarul orașului Șimleu Silvaniei, domnul Septimiu Cătălin Țurcaș, să adreseze cuvântul de bun venit. Mulțumesc, să rămână domnișoarelor și doamnelor, bună ziua domnilor. Mă uitam după ce a spus Florica că sunt peste 300 de oameni aici, dacă este așa, și am văzut că sunt vreo 26 de locuri goale, deci înseamnă că sunt peste 300, știm cât are sala. Mă bucur că acest eveniment are loc în orașul nostru și mă bucur în același timp că a prins la un număr atât de mare de cadre didactice. Subiectul este unul sensibil. Dacă noi cei care am trăit mai mult sau mai puțin pe vremea lui Ceaușescu, acesta era un subiect oarecum tabu. Deschiderea pe care România a avut-o în ultimii 30 de ani a făcut ca și noi, ca și țară, să ne apropiem și să ne străduim, să ne apropiem, mai corect spus, în mentalități de ceea ce ar trebui să se întâmple într-o lume civilizată. Există foarte multe persoane care nu au avut norocul nostru, cei care suntem sănătoși, și în același timp avem obligația și datoria și persoanele care dețin funcții de conducere, nu în ultimul rând, în special dumneavoastră, cei care sunteți în fiecare secundă cu sufletul aproape de acești copii cu probleme, să găsim soluții, să încercăm să integrăm și să găsim cele mai bune soluții, astfel încât și ei să poată simți că trăiesc într-o lume normală și să aibă o viață normală, aproape normală. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat această provocare, îi felicit pe cei care au inițiat-o. Și nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Caț, care s-a întors oarecum la cea mai frumoasă perioadă a vieții pe care o avem fiecare, adică copilăria, dânsul copilărind în orașul nostru. Și îi mulțumesc că a devenit partener astăzi și sunt convins că lucrul acesta se va întâmpla pe termen lung, nu pe termen scurt. Mult succes desfășurării evenimentelor! Din partea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj este astăzi alături de noi doamna Inspector General Adjunct Mioara Gudea, pe care o invităm să transmită un mesaj din partea Inspectoratului. Stimați invitați, dragi colegi, domnule primar, permiteți-mi mai întâi să transmit salutul doamnei Inspector Școlar General, care din motive obiective nu este astăzi alături de noi. După cum bine știți, este președinta Comisiei Județene de Evaluare Națională. Astăzi este o zi încărcată de emoții, pentru că astăzi se vor afișa rezultatele și le dorim tuturor absolvenților să obțină rezultate cât mai bune. În condițiile schimbărilor continue prin care trece învățământul, formarea și perfecționarea cadrelor didactice trebuie să devină o prioritate.
Din numărul mare de instrumente și procedee pentru formarea profesională, conferințele naționale și internaționale prezintă oportunități benefice ale educației non-formale. Am convingerea că implicarea dumneavoastră în activitatea metodico-științifică de cercetare și de aplicare se va dovedi în cadrul acestei conferințe un bun prilej pentru promovarea creativității, pentru identificarea și utilizarea unor noi resurse educaționale, pentru diseminarea exemplelor de bună practică. Stimate cadre didactice, uneori, ca să strălucești o clipă, trebuie să arzi toată viața. În domeniul nostru, al educației, trebuie să arzi ca o lumânare pentru a ilumina pe alții. Nobila misiune de dascăl nu presupune doar acel bagaj de informații de care trebuie să beneficieze fiecare copil înainte de a porni pe drumul vieții. Tocmai de aceea, marele filozof Socrate spunea: educația este înglânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas. Educația este, până la urmă, un exercițiu de empatie, căci ea presupune acea transpunere în mintea și sufletul unui copil. Orice copil primește la naștere acel talent biblic care trebuie munțit. Orice copil este o posibilă mare personalitate. Orice copil este o investiție pentru viitor. Menirea dumneavoastră este de a cultiva inimile și mințile copiilor, ajutându-i să gândească viu și critic, ajutându-i să aibă o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Tuturor participanților la această conferință vă doresc mult succes în toate proiectele dumneavoastră și alese împliniri. Și, bineînțeles, o vacanță bine meritată. Mult succes! Înainte de a da cuvântul colegului meu pentru a invita scena pe invitatul nostru special, aș vrea să vă spun un lucru care mi-a plăcut și care mi-a rămas în minte după una din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Nacu. Și aș vrea să citez. Vreau să dau orașului în care am copilărit și am învățat o parte din experiența pe care am acumulat-o în ani. Vă mulțumim pentru gestul dumneavoastră și vă felicităm pentru toată munca pe care o depuneți și pentru experiența dumneavoastră. Nahum Katz s-a născut în 1956 în Bistrița, într-o familie de evrei. La vârsta de un an s-a mutat la Șibleul Silvaniei, unde a și copilărit. Își aduce aminte cu plăcere de momentele speciale petrecute aici, în orașul de la Poalele Măgurii. A făcut alia în Israel la începutul anilor 70, la vârsta de 14 ani. Mama sa a fost un reputat medic-pediatru care și-a desfășurat o parte din activitate la Șibleul Silvaniei. Nahum Katz este astăzi unul dintre principalii formatori educaționali din Israel, cu mai mult de 35 de ani de experiență de management al capitalului uman din diverse domenii: militar, educațional, consultant al organizațiilor non-profit din Israel și Statele Unite ale Americii. De asemenea, se ocupă de formarea în ceea ce privește gestionarea forței de muncă din Israel și nu numai. Colonel în retragere în armata Israelului, Nahum are o vastă experiență în ceea ce privește conducerea și gestionarea trupelor de luptă. Nahum este, în primul rând, un om și sper să devină, începând de astăzi, prietenul nostru cel mai bun. Cu siguranță vom avea multe de învățat în această zi de la el. Baruch haba și behatzlaha! Bun venit și mult succes! Programul zilei de azi l-am distribuit online, este afișat și la intrarea în sală, l-am trimis tuturor participanților și pe mail. Ne propunem să fim împreună până la ora 14, interval în care vom asista la prezentarea trei teme interesante. Vom avea și două pauze de cafea. Vă doresc tuturor o zi cât mai plăcută și mult succes! Bună dimineața! Sunt foarte, foarte fericit și sper că, că nu este prea tare. Okay. Nu o să spun că sunt antrenor și colonel, pentru că s-a spus deja. Dar așa că putem să începem. Eu voi mai trișa de câteodată, pentru că trebuie să vezi notele. Ok? Să văd notele mele.
pentru că nu am vorbit românește 49 de ani. Așa că este un challenge. Vreau să spun ceva, trebuie să vă mulțumesc tuturor că ați venit aici astăzi și să discutăm împreună câteva subiecte de aspectele legate la viitorul nostru, adică tineretul. Cred și sper că o să fie o zi foarte interesantă și utilă și eu voi face tot posibilul pentru a vă contesta paradigmele dumneavoastră și pentru a învăța ceva și de la dumneavoastră. Înainte de a prezenta subiectele conferinței, vreau să mulțumesc unor oameni dragi. Domnului primar, foarte mult vă mulțumesc pentru a accepta provocarea mea, fără să mă cunoașteți și ați încrezut în mine. Și fără nicio ezitare. Domnul Lații Luca, arhitectul care m-a introdus la domnul primar, câțiva colegi care sunt și în sală, din clasa mea, dar doi colegi dragi cu care am lucrat umăr la umăr pentru realizarea acestui eveniment. Doamna Florica Pavel, profesoră la psihopedagogie specială la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă și Mleu Zivaniei, și Daniel Stejerean, directorul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică al Șindeului Silvaniei și directorul Muzeului Memorial al Holocaustului. Cu puțin mai mult de o lună în urmă, am fost străin complet. Și apoi am devenit colegi, am lucrat umăr la umăr și încă înainte de a ne întâlni pentru prima dată ieri, am fost deja prieteni buni și calzi. Și fără ajutorul lor, această sală impresionantă nu ar fi niciodată plină. Dragă Florica și Daniel, pot să vă rog să vă ridicați pentru un moment și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Tădarova. De chef. Vreau să mulțumesc și orașului Silvaniei, și meului Silvaniei, pentru orașul meu din copilărie, pentru o întâmpinare minunată. Astăzi vom aborda trei subiecte diferite, care pare să nu aibă nici o legătură între ele. Dar, de fapt, nu numai că sunt strâns legate unul la altul, se completează reciproc. Ei constituie o entitate puternică, o abordare destul de holistică, care dacă o să fie aplicată și adaptată la nevoile locale și la cultura locală, poate deveni un adevărat schimbător de joc, un game changer. Foarte puternic și semnificativ, numai pentru tinerii aflați în situații de risc, dar și pentru toți tinerii și adolescenții și încă pentru adulții crescuți. În prima dată a întâlnirii noastre, în prima prezentație, o să vorbim despre tineri cu risc, cum să nu rămână adulți cu risc. Și sper că o să vă contestez your ideas, ideile dumneavoastră. În partea a doua o să vorbim despre o călătorie fascinantă pe care am avut onoarea să o conduc într-unul din satele de tineret, unul din campusurile internat din Israel, pentru tineri aflați în situații de risc și sper că o să învățăm mult acolo.
Și în cea a treia, în a treia prezentație o să vorbim despre o abordare mai light și sper că o să fie interesantă. Cum putem să gestionăm conflicte numai cu arta de a pune întrebări. De limba română care a corectat slide-ul primul. Unde este doamna? Mulțumesc frumos. A lipsit un E. Vă mulțumesc foarte frumos. Ok. Este important pentru mine ca mesajul meu să fie foarte clar și bine înțeles și așa că dacă mă ajutați, o să fie foarte bine. Acestea sunt, dacă pot să permiteți să mă introduc, acestea sunt lucrurile nu importante. Ăsta e mai important, ăsta e cel mai important. Toate astea nu sunt importante. Dar cum ați înțeles, nu așa a început totul, dar sunt și un practiționer NLP certificat, am luat mai multe cursuri la NLP, inclusiv certificare ca consultant organizațional bazat pe SFM de NLP, este o metodă de Robert Diltz, și de asemenea colaborez cu centrele de formare pentru educația non-formală al Ministerului Educativ Israelian. Sunt mentor voluntar pentru antreprenori tineri, un coach, etc. Sunt un bunic bun. Așa s-a început. Locuiam la strada Ioan Creangă 1, dar Ioan Creangă, strada mai veche, care era exact lângă primărie. Și aici era un clădiment mai vechi, acum este poșta, și în spate puteți vede măgura și aici era un magazin de tutun. Cine a fost acolo? Wow! Ok! Ok! Așa că casa era aici. Aici este primăria, aici era casa. Casa nu mai există, este un zid pe care l-ați pus acolo să nu pot merge acasă. Dar eu o să merg prin prejur. Fiecare zi mergeam la școala, care era școala generală numărul 1. Aici, chiar aici. Acum este școala Silvania. Și plecam fiecare zi, mergeam prin parc și vizând despre cavaleri și regi și poate și despre fetițe, nu mai sunt sigur. Acesta este patch-ul pe care l-am avut pe jachetă și îl mai am acasă. Și îl luam jos când plecam să bem must lângă cinema. Must. Ok? Să nu se vadă de ce școală suntem. Din păcate, mi-am amintesc doar de două profesoare remarcabile pe care le-am avut. Am uitat multe lucruri, da? Dar cele două profesoare au fost doamna Doina Stejereanu, care a fost profesoara mea din prima clasă. Și nu o să uit toată viața. A fost o femeie frumoasă, înaltă și cu o inimă formidabilă. Și a fost o profesoară superbă. Și cealaltă profesoară a fost doamna Marcela Gavrilescu, care era profesoară de limbă română și profesoară de limbă franceză. Și acesta este omagiul meu pentru ei. Mulțumesc frumos!
Mămica mea, dr. Barbara Gheorghe Katz, era un medic pediatru la Șimleu, i-a ajutat mulți copii bolnavi și a salvat viețile unora. Una dintre aceste fetițe sunt aici în sală astăzi. Așa că sunt foarte, foarte fericit pentru aceasta. Mulțumesc. Nu ar fi corect să intrăm direct în subiectele prelegerilor aceste fără a menționa câteva cuvinte despre sistemul internat israelian. El este numit Sate de Tineret. Satele de tineret sunt de fapt campusuri de tineret cu o școală, cu un internat și cu un colegiu. Și un sat de tineret, trebuie să explic, are un, cum am spus, are o școală, un internat, uneori un colegiu tehnologic sau agricultural. Și astăzi există vreo 60 de tipuri de internate și vreo 90, 110, 120 de internate diferente din 60 de tipuri, unde sunt educați 18.000 de elevi. Cum s-au născut satele acestea? Kfar Noar în ebraică, sat de tineret. Este un model de școală internat care a fost dezvoltat în prima dată în Palestina în 1930 și este pentru a se îngriji de grupuri de tineri care fugeau de naziști. Și Henrietta Sol și Reha Freier au fost cei mai au fost pionierele. Ups. Au fost pionieri în această sferă și a fost cunoscut ca sat alia, sat imigrare pentru tineri, creând o instituție care era un amestec între un internat european și un kibbutz. Așa că, da, este un amestec foarte, foarte interesant. Dacă vreți să aflați mai mult, Youth Village în Wikipedia, o să găsiți mai multe materiale. Unele dintre aceste sate de tineri, unele dintre acestea se vor dezvolta într-un anumit domeniu, se poate studiile marine, agricultură, dansul, atletismul, studiile ecvestre, etc. Învățături de poliție, criminologie, muzică, arte și multe altele. Alte sate vor avea un accent religios și avem aici toate numele satelor. Dar nu vreau să vă dau mai multe detalii. Un accent de religios sau de kibbutz sau terapeutic, depinde de cazul. Și unele se vor concentra pe casele de tip de familie, despre care voi vorbi mai târziu. Elevii, având diferite caracteristici și nevoi, acesta este un exemplu de un sat religios, puteți vede chipa, un sat religios care se concentrează pe arte și muzică. Scopul acestor campusuri este de a crea căi de mobilitate pentru toți, elevi cu vârste cuprinse dintre 5 și 18 de ani și la colegii sunt până la 22, cu copii care sunt talentați, dezavantajați, imigranți, etc. O echipă de la stat identifică studenții care au nevoie de un plasament la aceste școli. El își diagnostichează disponibilitatea de a părăsi familiile și de a se adapta la structura școlii internat, pentru că nu este atât de simplu.
Și în final, echipele acestea decid asupra celei mai bune școli în funcție de nevoie și de dorințele elevilor. Și acum la primul fel din meniul nostru, care ne amintește de unul bun pe care l-am văzut la Cluj. Înainte cu două zile. Ok. Începem. Am fost rugat să vă împărtășesc câteva gânduri din experiența mea cu tinerii la risc și din perspectiva unui fost educator, unui fost director al unui campus de tineret, unul din cele mai mari din Israel, și din perspectiva de un antrenor executiv și cineva care a practicat 49 de ani arte marțiale. Și toate sunt legate. Dacă nu pot să le... if you can't educate them, you beat them. Dacă nu pot să-i educi, îl bați. Da? N-am spus, nu filmați. Vă rog să tratați discursul acesta ca gânduri și nu ca o, ca o teorie firmă. Dar sunt gândurile mele, din experiența mea, și vreau să vă provoc modul de gândire a dumneavoastră și, dacă e posibil, să vă dau un pic de inspirație. Sistemul de învățământ din România, de ce am citit și am citit destul de mult pentru pregătirile care le-am făcut pentru acest eveniment, au făcut progrese foarte impresionante în ultimele două decenii. Și cu o pondere crescândă a elevilor care dețin competenții de bază. Dar aceste îmbunătățiri medii maschează diferențe semnificative în ceea ce privește rezultatele învățării, adică este și o pondere crescândă a elevilor care părăsesc sau care, cum am învățat de la Florica, nu au ajuns niciodată la educație. Și este o grupă mare și crescândă de elevi care părăsesc educația de vreme fără abilități de bază. Potrivit datelor publicate de la Eurostat, nu am spus, dar puteți să luați note, dar nu e trebuie, pentru că o să aveți, după conferință, o să aveți link-uri în contul LinkedIn meu, o să aveți link-uri la cele trei prezentări și la toate texturile pe care le spun. Și dacă cineva o să vrea să mă corecteze acolo, foarte bine. După datele de la Eurostat, care este biroul de statistică a Uniunii Europene, 49.2% dintre copiii din România erau expuși în anul 2017 riscului sărăcirii și excluziunii sociale. Acesta este cel mai înalt procent din rândul statelor membre ale Uniunii Europene, când average este fața de media care este 26.4. În Israel această dată este 16%. Dar nu sunt sigur că se numerează de aceste fel. Ok? Dar dacă ne uităm la datele de la OECD, tinerii sunt definiți aici cei din vârsta 15 la 29 și în Israel din 206 au fost 27%,
În 2006 au fost 32%, fără care nu sunt în educație sau nu sunt în angajare. Nu lucrez și nu învață. Ok? În 2006 au fost 32% în Israel, în 2011 au fost 27% și în 2017 au fost 13%. În România, puteți să vedeți că este mai mare, în România în 2006 16%, în 2011 21% și în 2017 18%. Ok. În România sunt 400.000 de copii care nu frecventează regulat școala și iar aproape sunt jumătate dintre copiii cu vârstă până la 18 ani. Astea sunt date nu foarte bune. Aproape jumătate dintre copiii de vârstă până la 18 trăiesc la risc de sărăcie și de excluziune socială. Vreau să vă întreb, ce este definiția dumneavoastră pentru risc? Nu pentru copii la risc, pentru risc. Pericol. Ok. Bun. Ce mai este risc? O să vă ajut. Da? Mm-hmm. Ok. Câteva posibilități sunt posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de a suporta o pagubă, fie este din cuvântul risc în francez, posibilitatea de a pierde potențialul de ceva de valoare, pierderea potențială a ceva de valoare, expunerea unei persoane, animal sau obiect la posibile daune creează o situație de risc. Și posibilitatea de a fi rănită sau ucisă sau să se întâmple ceva rău. Înainte de formularea definiției noastre, ar trebui să facem o distinție între expunerea voluntară și non-voluntară la risc. Pentru că cei care se expune voluntar este o poveste și celălalt sunt o altă poveste complet. Noi ne referim aici la expunerea nevoluntară. Tineret la risc, care sunt definițiile dumneavoastră pentru risc? Și sper că o să am mai mulți candidați decât la întrebarea the first one. Ok. Tineret la risc? Ok. Tineret la risc, eu pot să vă dau două definiții. Una este tineri care riscă să fie în măsură sau nu să realizeze întregul lor potențial uman. Asta e definiția mea. Sau copii și tineri care sunt în primejdie, afectând capacitatea acestora de a-și exercita drepturile lor de bază pentru securitate, protecție și respect. Asta e... Voi aveți o altă definiție? Nobody Viteaz. Mihai Viteaz, dar nobody Viteaz. În sensul cel mai larg, un tânăr aflat în situație de risc este un copil sau adolescent care se confruntă cu amenințări extreme pentru a tranziție de succes până la maturitate. Sunt trei puncte posibile de vedere când vorbim despre pericol. Pericol poate fi la tânăr pentru sine, pericol poate fi pentru familia lor și pericolul poate fi
poate fi pentru noi, adică pentru societatea înconjurătoare. Sunt mult mai mult decât 3 puncte de vedere, dar dacă luăm 3 puncte de vedere sau 10, fiecare agenție, fiecare profesional are o definiție diferită la situațiile acestea și atunci au și sugestii diferite pentru tratament. Așa că situația este că nu este o abordare care este acceptabilă pentru toți. Nu este nicio abordare. Fiecare are o abordare diferentă. Putem găsi o varietate de soluții și programe variind de la tratament psihosocial continuat cu instructorii de bande de stradă, asta e America, putem să continuăm cu centre de comunitate, asta e o poză din România, tratament prin sport, artă, arte marțiale, mentor, etc. Și până la programul extrem de viață în deșert, pentru perioade variate, de la o lună până la 6 luni, cum ar fi programul Ascent Wilderness în Utah. Utah, în Statele Unite de Americii, de exemplu, unde, în cazul acesta, tineri tulburați, cu tulburi serioase, petrec câteva luni, până la 6 luni, în condiții extreme, în aer liber, pentru a se reabilita. Acest program a fost și a avut și it was criticized. A fost criticat pentru că au fost și pierderi în viață. A fost atât de extrem că au avut câțiva copii care nu au revenit. Așa că a fost multe lot of debate. Dar este un program foarte tare. Toate acestea se fac pentru a evita atingerea cât mai mult posibilă la acest nivel de bandă stradală, la criminalitate. Ce sunt caracteristicile copiilor sau tinerilor la risc? Mă ajutați? Nu mă ajutați. Da. Sunt violenți. Speriați, au nevoie de afecțiune. Au nevoie de afecțiune, sunt speriați. Nu au încredere în sine și în... Izolat, da. Da. Ok. Acum suntem mai bine. Cum ați spus, stima de sine scăzută, imagine scăzută a corpului, nu sunt frumos, nu sunt înalt, se simte clasa a doua, cetățeni de clasa a doua, au experiențe tari de respingere în familie și outside de familie, au un sentiment de non-capabilitate. Nu cred în sine, nu cred că au capabilitatea să facă ceva. Când eu am sugestat domnului primar să facem, nu o conferință, nu vorbeam de conferință, am vrut să dau o prelegere. Eu am știut că o să am probleme cu limba și nu am crezut că o să fie 300 de profesionali. Cream că o să fie 20. Dar aveam încrederea că o să pot să-l fac. Ok? Și cu ajutorul colegilor ca Floreca și Daniel, totul este posibil. Ei simt abandon din familie, abandon din societate.
nu au integrare socială bună și au comportamente multe de risc. Doriți să adăugați ceva? Ok. Cum putem să spargem acest ciclu vicios? Ceva idei? O îmbrățișare pentru copiii mici, o îmbrățișare mare și tare și caldă. Încă? Încredere. Încredere în ei, bineînțeles. Activități atractive. Ok. Cred că există un consens că câteva dintre principiile mai principale sunt că, unul, nu abandonăm niciodată. Și ei ne voi pune în situații extreme și ei ne vor testa toată ziua și în toate zilele, dar noi trebuie să plasăm un mesaj: Leolam lo ozvim otchem. Nu vă abandonăm niciodată. Nu, no matter what you do. Ok? Creăm experiențe de succes. Avem cerințe ridicate, chiar dacă cerințele acestea se par imposibile. Dar cerințele ridicate spun ceva la copiii aceștia, că noi încredem în ei, cum a spus Domnul aici. Așteptări ridicate și ei o să scad și o să they will fail, eșec, o să au eșecuri. Ok? Dar noi, fiecare zi, ziua de noi, de nou, o să le dăm așteptări ridicate. Creăm oportunități. Doamna a spus aici că facem activități interesante, dar numai activități interesante. De exemplu, vreau să mulțumesc elevii frumoși și buni care ne-au ajutat la recepție. Pentru ei, ele nu sunt la risc. Acestea nu sunt la risc. Dar Daniel și Florica i-au dat o oportunitate de a încerca ceva. Ok? Dacă o să îi întrebați fetișoarele acestea, o să spună: am avut o experiență, știm cum se arată, cum este o conferință internațională. Cum este o conferință? Cum se face o conferință? Oamenii vin, este înscriere, domnul primar, ok? Este o experiență. Chiar dacă cineva va pune numai un afiș, este o experiență. Așa că trebuie să creăm experiențele pentru copii. Vreau să explorăm ceva ce asta e teza cea mai principală a povestii acestea. După cum am spus deja, vreau să contestez, I want to challenge, să provoc paradigmele dumneavoastră. Sper că o să reușesc. Dacă explorăm intervenția guvernamentală cu vârsta de copii, cu vârsta copiilor, putem să vedem că cu cât mai mare vârsta pe axa acestea, așa intervenția guvernamentală va fi ce? Mai mică. Bineînțeles. Așa că la vârsta aceasta, mai am de la 5, la 16, la 15, la 17, avem mai multe programe, mai multe oportunități, mai mult ajutor. Și cu cât problemele sunt mai mari, așa ajutorul este mai mare. Sper. Aceasta este gradul de intervenție. Ok? Când avansăm după vârsta 17-20, nu mai sunt programe. Sunt foarte minuscule, foarte mici,
sau nu mai sunt existente deloc. Și guvernul is exiting, it's going out. Cum ați spus? Abandonează. Sunt mari, este treaba lor, bună sănătate. Și, dar nivelul celor care rămân marginalizați, nivelul de necesitate se ridică. Și ei încep să fie ce trebuie. Ei trebuie serviciile sociale. Așa că banii care nu i-am dat pentru educație, pentru suport, îl dăm acum pentru protecție socială, nu știu care este numul exact, ajutor social. Așa că este numai o chestiune de bani și de programe. Așa că între acestea este un gap. Asta putem vede că se crea un gap, un distanță. Un decalaj. Decalaj? Decalaj. Decalaj. Ok? Decalajul acesta este împlinit de activitatea în toate țările democratice. Decalajul acesta este împlinit prin ONG-ul. Ok? Și este o discuție mare în toate țările democratice. Whose job is this one? Și cine este asta? Este treaba guvernamentului sau treaba ONG-ului? Ce credeți? Majoritatea profesionalilor, majoritatea oamenilor vor spune că este problema guvernamentului. Dar eu nu cred așa. Este o importanță foarte mare ca societatea să fie activă și să intervină și să facă treaba pentru a ajuta guvernului. Pentru că guvernul nu poate să face toată munca aceasta. Nu poate și nu este bine. Guvernul o să facă toată treaba și societatea. Și asta nu-i bine. Ok. În acest scop vreau să vă prezint 4 stiluri de dezvoltare personală. Le cunoașteți, nu vă... I'm not going to tell you something new that you don't know. But the mixture of them, amestecul celei 4 o să fie ceva interesant. Acestea sunt mai degrabă abordări, practici posibile, etc. Ok, primul rând, abordarea terapeutică. Cineva nu cunoaște? Toată lumea cunoaște. Pentru că, din nefericire, în majoritatea școlilor este un profesor, o profesoară, este un educator, the class leader, și este terapeut. Și cine are probleme, unde merge? La terapeut. Și ce face terapeutul? Vorbește cu el sau cu ea, o cheamă pe părinții, mai vorbesc. A doua abordare este mentoratului. Mentoratul. Ce este mentoratul? Trebuie să fac o definiție? Rolul mentoratului este de a sprijini și de a încuraja oamenii să-și gestioneze propriul proces de învățare, în sensul în care acesta poate maximiza potențialul lui lor, să dezvolte competențele lor, să îmbunătățească performanțele lor și să îi ajută să devină persoane care își doresc să fie. Vom analiza efectul mentoratului din from a scientific point of view, din punct de vedere scientific, la școală, la viața de zi cu zi și la carieră.
la școală. Studiile au constatat că studenții care au avut un mentor formal sau informal, elevii care s-au întâlnit cu, în un mod regulat cu un mentor, au fost absenți 52% mai puțin decât cei care nu aveau un mentor. Și au fost mai puțin cu 37% absenți de o singură lecție. Începe cu absentism la o lecție, continuă la o zi, la o zi, o săptămână, o lună și... Toate datele și toate sursele vă pot să le dau și sunt înscrise, dar pot să vă le trimit, aveți mail-uri, puteți să mă bombardați, o să răspund la toată lumea. Elevii care s-au întâlnit în mod regulat cu un mentor au cu 55% mai multe șanse de admitere la colegii și la universități. Și au o atitudine mai pozitivă față de școală. Puteți să vă provocați. Vă rog. Sunteți copii buni. În Israel nu. La viața de zi cu zi, cei care aveau un mentor erau mai puțin deprimați, less depressed, mai puțin depresiune, au mai multă încredere în părinții lor, care este ceva foarte important, și 81% mai multă participare la activități, la voluntarism, la voluntariat și la diferite activități. Spuneți mai tare că vorbiți bine. Mulțumesc frumos! 46% au mai puțin tendință de a începe utilizarea drogurilor și 27% alcoolului. Astea sunt probleme mari în fiecare țară democratică. La carieră. Cei care au avut mentori, ce ajută mentorii de copii când vorbim de carieră tineri? Ei determină obiectivele de carieră și măsuri pentru a le atinge. Pentru că copiii ăștia n-au nicio idee ce este obiectivul lor. Eu, de exemplu, încă nu știu ce o să fac când o să fiu mare. Dar dacă o să decid, știu că o să găsesc cum o să ajung acolo. Dar mulți dintre acești copii nu știu ce vreau și nu știu cum să-l facem. Când știu ce vreau, dacă îl întrebați, spune, vreau o mașină, o casă, o carieră, o familie. Astea patru. Cum îl faci, nu au nicio idee. Și atunci ce fac? Delincuenți. Fură, sparge. Pentru că vreau, știu ce vreau și nu pot să-l atingă. Ei vreau ce eu am, ce Florica are. Dar nu știu cum să-l face, așa că îl face în un alt drum. Mentorii ajută cu prezentarea resurselor, cu dobândirea competențelor pentru a căuta, găsi și o păstra un loc de muncă și îi ajută cu rețelele lor sociale. Studiul actual a constatat că este un impact pe patru cele lucruri. Cei care au mentor sunt mai puțin violenți, mai puțin delincvenți, au performanțe academice mai ridicate, au mai mult succes la școală și consumă droguri și alcool mai puțin decât cei celelalți. Îl cunoașteți pe Domnul acesta? Ok. Exact.
Ăsta e, bineînțeles, baronul Carl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen. Sau, pur și simplu, baronul Münchhausen. Povestea despre acest domn este că el a scoțit el însuși și calul său prin a tras însuși și calul său din noroi, așa că asta este unul dintre principalele principii ale coachingului. Că tânărul sau antrenatul este cel care se mișcă, se conduce the way, the proces, el conduce procesul și el este cel care se scoate singur el din noroi. Pentru că eu nu pot să scoat nimeni din noroi. Eu pot să spun ceva, dacă doamna Elizabeta vrea să fie o marathon runner, ok? Vrea să face un maraton. Și are deja 25-26 de ani. Eu pot să-i spun, mâine la 4 jumate, with two carrots and two două roșii, două carrots, 50 de kilograme la spate, toată ziua. Dar asta poate că este o idee bună pentru mine, dar este o idee teribilă, horribilă pentru doamna. Ok? Așa că numai ce dumneavoastră sau copilul sau antrenatul o să facă, de fapt, o să îl scoate din noroi. Antrenorul este ca o oglindă potrivită pentru introspecție. Ok? This is the general idea. Ideea este că dar când sunt un cățeluș sau o pisicuță mică, să mă simt ca un leu. Nu ca un leu ron, ca un leu. Coachul este persoana care își sprijină antrenatul să identifice și să atingă obiectivele lui. El furnizează instrumente, introspecție și perspective care să-l ajută și să poată reflecta pe procesul. Efectul coachingului este bazat pe punctele tari ale persoanei antrenate, adică bazat pe psihologia pozitivă, de cunoașteți aceste modele. Seligman este pionerul psihologiei pozitivă. Psihologia s-a it was dealing with a lucrat cu toate problemele, de ce nu ai bani, de ce nu ai învățat, de ce ești trist, de ce aia. Și psihologia pozitivă se lucreze cu ce ai, nu ce nu ai. Punctele tău, dacă ești viteaz, dacă ești ai inițiativă, etc. Și pe aceasta o să lucrăm. Pentru că dacă eu sunt foarte rău la matematică, dar sunt foarte bun la artele marțiale, o să facem întâi arte marțiale și când o să fac arte marțiale și mă simt cu ha, pot să învăț matematică. Unde este doamna învățătoare de matematică? Cu care am făcut o poză. Da. Este adevărat? Dacă crezi și știi că poți să faci ceva, poți să faci și matematică. Poate că nu o să fii Einstein, dar poți să faci matematică. Dacă nu crezi
nu știi, nu vrei să înțelegi limba română sau franceză sau matematica, nu o să reușești. Reușești. Eu, mulți ani, am spus că nu înțeleg matematica. Până când și am spus la soția mea că nu știu matematica și nu știu bani și nu știu nimic. Până când am devenit managerul unui sat de tineret. Am avut un buget de 25 de milioane de shekel și am înțeles imediat matematica. De frică. Da, da. Forțele și agenda sunt antrenatului, antrenorul este numai metodă și orientare. Istoria, mama mea și Holocaustul și toate povestile nu sunt importante. Sunt importante un pic. Dar ce este important? Unde sunt și unde vreau să ajung. Asta e important. Și atunci ce este important? Ce va fi planul și ce vor fi actele pe care le fac. De ce nu am ochii galben sau roșu sau blue or white? Nu este important. Și lucrăm pe această diferență dintre prezent și viitor. A treia abordare, a patra abordare, este... ce este asta? Networking. Networking. Ce este networkingul? Este construirea unei rețele de profesionale, de contacturi, care ne ajută să facem și să atingem scopurile noastre profesionale. Cum se atinge un job la București? Știți? Depinde de cine cunoaștem. Relații. Sunt foarte... Nu este o vorbă nu frumoasă. Este o vorbă adevărată. Acești copii nu au nicio relație și nu au noțiunea de networking. Dacă eu am trimis scrisor la DGASPC în club, ok, cum ați spus, la Zalău, la Șimleu, la Oradea, la Cluj, la Iași, la... domnul primar de Șimleu a spus, ok, cine m-a introdus a fost Luca Loții din Șimleu. Și restul este istoria. Ok? Asta e povestea. Așa că acești copii nu știu, nu au nicio idee cum să creeze această rețea de cunoștințe, care este foarte importantă toată viața. Toată viața. Grupurile de networking acționează ca o pârghie care face posibil dezvoltarea networkului profesional. Este un loc unde oameni diferiți se întâlnesc, își fac schimb de experiențe și gânduri și de contacturi. Și au diferite ocazii, oportunități profesionale. Facilitatorul la networking ajută cu organizarea, îi dau o platformă. Cunoașteți grupul de networking profesional? Sunt sigur că aveți în business, în diferite hobbies. Sunt multe rețele de grupuri de networking. Și își dă o sprijină. Dar cine face lucrul? Omul care face networking-ul. Așa că, dacă am introdus deja patru metode de dezvoltare personală, tratamentul, coaching, mentoring, networking,
Ideea care vreau să vă sugest este foarte simplă, dar foarte grea de făcut. Eu sugest, înainte de sugest ceva, vreau să vă întreb. Puteți să-mi spune care, când vorbim despre fiecare din patru stiluri de dezvoltare și dacă vorbim despre cel care da și cel care primește, care este fiecare stil? Vă spun un să... Ok. Domnul știe tot. Ascultați pe Domnul. Veniți aici, veniți lângă mine. Mă ajutați. Ați văzut toate slide-urile deja. Ok. Ați vrut să spun că... Superioritatea. Perfect. Și atunci ce stil este? Dintre cele patru care am vorbit. Terapia. Este domnul Freud și domnul l-a antrenat și el știe tot și el este mare și puternic și noi nu știm nimic. Ok? Ăsta e domnul ăsta. Și acum, ăsta e tratamentul, ăsta e coachingul în care ei sunt egali, ăsta e mentoringul unde mentorul încă este mai mare, mai puternic, el are knowledge, experiența, copilul nu are. Coachingul este prima dată când relațiile sunt egale. Ok? Relațiile aici sunt egale și noi facem un pact, o înțelegere, mai multe o înțelegere, un contract. Avem un contract sfânt. Sfânt. Că eu nu abandonez, tu nu abandonezi, tu faci pașii, eu vă dau ocazionele, oportunitățile și ocazia de reflecție și ce o să faci o să se fie o să facă o realitate. Și în sfârșit, networking-ul este prima dată când facilitatorul este mai marginalizat și domnul networker, adult, el face pașii. Noi nu mai îi dăm o platformă, o oportunitate. Dacă intrați într-o curte, într-o sală, într-un o cameră de networking, o să vedeți cei care stau, they sit on the side. You see those that have business cards. Hi, Florica, my name is Nacu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Este prima dată unde facilitatorul nu este important. Așa că putem să vedem că asta e modelul care eu vă propun. Ok? Toată povestea este aici. Eu propun ca fiecare copil din țară, fiecare copil din lume, o să aibă acces la educație, la tratament, dacă trebuie, să aibă acces la mentoring, la coaching și la networking. Fiecare copil. La vârsta asta e mai bine tratamentul, la vârsta 15-16 mentoring-ul, coaching, networking. Și nu este un ordin clar și mandator. Se poate schimba din loc, din cultură, se poate schimba anii, dar fiecare copil o să aibă acces la fiecare dintre aceste mijloace. Ok? Și vreau să mai adaug încă unul. Job shadowing. Job shadowing, cunoașteți? Este și în România. Job shadowing este când eu vreau să învăț ceva foarte interesant
și plec cu Daniel 5 zile și învăț o grămadă de lucruri. Grupul ăsta, vizita aceasta, cum se face PA, cum se face o convenție și eu mă uit toată ziua la el. Îl fac job shadowing. Și eu învăț foarte, foarte, foarte mult. Ok? Mult mai mult decât în 3 luni de școală. Eu l-am văzut ieri pe Daniel 3 ore. 3 ore, 4 ore. În 3 ore a fost cu noi, a făcut prânz, a făcut două evenimente, minimum, două evenimente, a deschis, a închis, ne-a luat la Muzeul Holocaustului și a avut cineva și am învățat de la el foarte mult, dacă aș fi un copil. Foarte, foarte mult. Cum face, ce face, cu cine vorbește, ce este Ketzer. What is the tempo? Okay? Așa că asta e ceva ce eu vă spun. Bun, am înțeles. Dar cum se face? Ok. Este mai greu de făcut decât de spus, dar dacă acceptăm acest principiu, că fiecare copil o să aibă acces la toate acestea, povestea este mai simplu. Asta e ceea ce vă sugerez. Ok? Dacă fiecare dintre copii o să are acest acces, o să avem numai flori în toată zona. Dar ce eu vreau să spun, că acum, pentru a face din acesta un plan, trebuie să ne gândim, să planăm, să vedem ce sunt nevoile, ce sunt oportunitățile. Poate cunoașteți conceptul Raising a child needs a village. Ok? Trebuie un sat întreg pentru a învăța un copil. Dar în satul acesta este o sală de cultură și sunt două hoteluri și 3 restaurante și este un centru de turism național și este o școală specială și sunt mulți, este un arhitect și este unul care se ocupă de poze și este o doamnă care ne-a făcut mâncarea când am fost copii aici, doamna Roș, la strada asta, când am venit ca un copil cu sufletașul. Fiecare ziua, pentru că mănica a fost ocupată. Fiecare ziua veneam de aici, din strada aceasta, cu sufletașul acasă, cu mâncarea doamnei Roșu. Așa că se poate învăța multe, multe lucruri și o să, dacă vrem, să avem un mentor pentru fiecare copil. Avem deja numai un mentor pentru un copil, dar fiecare copil. Avem deja 300 de mentori aici, un copil fiecare. Domnul primar, un copil. 2 ore pe săptămână. Știți ce se poate învețe în 2 ore pe săptămână de la domnul primar? Wow! Wow! Sau de la domnul arhitect? Ok? Avem părinți. În Șimleu sunt câți? 12.000? 12.000 de oameni? 5.000 de mentori? 4.000 de mentori? 3.000 de mentori? Câți elevi avem în Șimleu? 3.000? 4.000? More or less. Un mentor pentru fiecare copil. Nu este foarte problematic. Cum a spus Daniel Paul, dacă este voința, trebuie și potența. Ok.
networking. Nu e povestea încurcată. Ok? Dar când luăm toate aceste idei împreună, sunt un game changer. Dacă nu fiecare copil o să aibă un mentor, dar 50 la jumătate, 30%, 30% din copiii din Șimleu, 20%, 10% o să aibă un mentor, wow! Dacă 10% o să aibă coaching nu este așa de high-tech. Ok? Coaching este simplu. Dacă 10% din copii o să au coaching, 10% o să au mentoring, 10% fac networking, 10% au tratament, huha! Ok? Este o revoluție. Adevărat? Nu este atât de complicat. Așa că, dacă asta o să se întâmple, o să putem să avem copii care își îndeplinească mai mult potențialul lor. Unul către unul, un copil pe rând, vom câștiga. Sunt sigur. Încă câteva, două, trei idei interesante pe care vreau să vă împărtășesc. Cunoașteți mindfulness? Mindfulness este gândire, fiind exact, etc. Dar eu mă refer la meditația mindfulness. Meditația de atenție. Meditația de atenție este o meditație care se concentrează pe senzațiile corporale și pe momentul prezent. Copiii care noi cunoaștem nu sunt they are not aware, nu sunt conștienți, mulțumesc frumos. Nu sunt conștienți de prezentul. Și nu sunt conștienți de viitorul. Dacă întrebați ce vrei să faci după 3 luni, nu 10 ani, nu 30 de ani, nu ce vrei să fii când o să fii mare, pe care nici eu nu știu încă. Dar îl întrebați, ce vrei să faci 6 luni de astăzi? N-au nicio idee. Ce se întâmplă acum? Ce simți? Ok? Vreau să vă prezint trei articole. Numai trei articole. Dr. Karen Bluth din North Carolina a publicat în Mindfulness și a făcut Mindfulness cu grupuri de tineri în situații de risc, în școli cu risc. Și a găsit că este o îmbunătățire a atitudinei către mindfulness. Dacă spuneți acum la copiii din Șimleu, băi, haide, facem meditație mindfulness. Dar dacă o să experimentează 2-3 ore, atitudinea lor se schimbă complet. Ok? Și eu începe să înțeleagă care sunt îmbunătățirile experimentate prin mindfulness. Domnul acesta, John McCabe, este un pensionar pastor, un pastor metodist din America. El folosește meditația mindfulness, lucrează în prisori. Închisor pentru minori și el face cu ei meditații. El a găsit că o treime din acești tineri au găsit că meditația a fost foarte utilă pentru a for the management of stress. A fost o treime au spus că este așa și așa utilă
și o treime a spus că nu este utilă. Acum imaginați două treimi sau o treime din copiii noștri, care, cei din risc, că, care fac meditația mindfulness și se they cope better. Se descurcă mai bine. Se descurcă mai bine în fața situațiilor de stres. Mulțumesc frumos. Ok? Numai o treime. O treime din cei, din acei copii care ajung la jandarmerie, la poliție, o să se descurcă mai bine în situațiile de stres. Nu o să ajungă acolo. Deloc. Deloc. Ok? O treime? Nu e rău. Și încă o treime așa și așa, e de la 50-60%. Tamar Mendelssohn a găsit că cei care au făcut, a făcut un program meditație mindfulness și nu este religie și nu este budism, este numai meditație simplă, foarte simplă, și el a găsit că cei care au practicat și profesorii și echipa de profesori au găsit un impact pozitiv și au găsit programul atractiv și au găsit mai puțin gânduri îngrijătoare și excitare emoțiilor, au fost mai calmi. Dacă copiii noi la risc o să fie, la risc, o să fie mai calmi, o să fie foarte bine pentru nostru. România. 2015, la România. Ok? Vreau să spun în alte cuvinte că toată lumea o să spună nu sunt bani, nu sunt fonduri. Ok? Fonduri. Sunt. Trebuie să le găsim. Acum cu Uniunea Europeană, cu câțiva dintre cetățenii noștri care au făcut ceva bani, sunt au avut succes. Am văzut câte case foarte frumoase în Șindeu. Pot să ajută. Sunt multe fundații. Sunt fonduri. Trebuie să le găsim și le luăm. Dacă noi nu le luăm, fondurile acestea plec la Israel sau la Aleș sau la Cluj. Vrem să fie aici. Încă un exemplu în direcția dorită. Proiectul Mentoratul 1:1. Cunoașteți? Eu l-am găsit la voi. Asta nu e de la noi. Este de la voi. Este un program internațional. Mentor 1:1. Exact ce am spus. Așa că nu am inventat nimic. Și asta, aici este sursa. Job shadowing. Job shadowing, nu știu dacă sunteți familiar cu firma aceasta. Krug. Este o firmă de servicii colectare de creanțe. Dar au activitate socială care ajută copiii și ei vor susține în anul trecut 1084 de copii și încă 40 de tineri dezavantajați care vor beneficia de suportul lor. Ce fac ei? Fac job shadowing, cum am descris. Și puteți contacta doamna și ea o să fie fericită. Mentoratul. Fiecare dintre acești elevi va avea o oportunitate cu un mentor la job shadowing, câteva sesiuni. La sfârșitul perioadei, ei vor ști să facă o adresă e-mail, să avea un prim CV, să se pregătească pentru job interview-ul primul și încă multe lucruri frumoase. O inițiativă foarte frumoasă. În final, un gând final,
Ultima idee este artele marțiale. Dacă citim acest articol care sumează 27 de cercetări, o să găsim că nu este o opinie clară dacă e bun sau rău. Sunt cei care cred că artele marțiale fac mai multă violență, dar eu nu cred că așa e adevărat. Eu am găsit din experiența mea cu 49 de ani de practicare de arte marțială că depinde de educatorul și de direcția în care ei iau tinerii. Artele marțiale sunt un exemplu foarte bun și în Israel am multe workshop-uri cu artele marțiale și cum să gestionăm la serviciu și la casă și în familie mai bine. Pentru că dacă avem control, respect, etc., o să facem mai bine și în viață. Și am găsit, bineînțeles, și un exemplu. Am găsit și un exemplu din România. Ok? Așa că acestea sunt câteva link-uri care pot să vă le dau din Israel. În Israel sunt foarte multe programe, sunt multe ONG-uri, Israel suntem aproape 9 milioane de persoane și avem 34.000 de ONG-uri, din care 50% sunt activate foarte tare. Okay? Așa că funduri sunt. Am veștiri bune și veștiri proaste, pe care le veți... Which one you want first? Proaste. Okay. Proaste. Vestea bună este că tot ce am menționat lucrează, se poate fi aplicat și nu contradictează nici una pe cealaltă. Tot ce v-am spus. Okay? Vestea proastă este că trebuie să alegeți ceea ce funcționează pentru dumneavoastră, în comunitatea dumneavoastră, și trebuie să faceți treaba, să puneți efortul pentru a reuși. Și ce mi-a rămas? Să vă mulțumesc. Mulțumim, Nahum Katz. Înainte de pauză de 15 minute, aș vrea să vă prezint un alt invitat special care vine, este tot șimleoancă, născută la Viena, are 94 de ani anul acesta, locuiește în... Locuiește în Arizona, vine în fiecare an la Șimleul Silvaniei, ea spune când vine acasă, când vine la Șimleu, spune că vine acasă, este orașul cel mai drag din inima ei, cu toate că locuiește departe împreună cu fiul și fiica și nepoții. Elizabeth Fisher este astăzi alături de noi, din păcate nu o să rămână până la sfârșitul conferinței, dar am vrut să o cunoașteți și este, pot să spun, de câțiva ani o membră dragă a familiei noastre, cu care ne mândrim și pe care o prezentăm de câte ori avem ocazia la toate evenimentele pe care le organizăm, pentru că în fiecare vară, în luna iunie, se află la Șimleul Silvaniei. Avem o pauză de 15 minute, pauză de cafea și relaxare, după care la ora 12 ne întoarcem în această sală pentru partea a doua a prezentării lui Nahum.